În această lecție vom învăța cum să pregătim manual un strat pentru cultivare. Pentru aceasta vom avea nevoie de o greblă, o furcă pentru săpat, o furcă de mână, de câteva găleți, de sfoară și de un sistem de irigare. Etapa 1. Începeți prin delimitarea marginilor straturilor folosindu-vă de sfoară. Acest lucru vă va ușura munca și va menține suprafața straturilor netedă. Etapa 2. Aici veți observa câteva plante rămase din sezonul anterior. Îndepărtați-le folosind furca de săpat. Etapa 3. Îndepărtați buruienile cu ajutorul furcii de mână. Rețineți că reziduurile organice pot fi adăugate grămezii de compost. Etapa 4. Folosiți grebla pentru a netezi suprafața straturilor. Etapa 5. Adăugați compostul și produsele fertilizatoare. Terminați prin irigarea solului. Stratul este acum pregătit pentru cultivare.